Psihologul clinician Gabriela Papiu și ilustratoarea Alina Conzi și-au pornit într-o nouă aventură cu Aliciul Papi. Lansarea cărții pentru copii cu Aliciul Papi, Nu-mi e frică de durere, se înscrie în demersurile pe care Asociația Papi le-a inițiat cu scopul de a schimba practicile de lucru cu copilul care se confruntă cu durerea. Cartea are ca scop informarea copilului despre problema durerii, oferirea de alternative pentru a gestiona acest fel de suferințe și se înscrie în demersurile pe care Asociația PAPI, care are ca scop umanizarea îngrijilor medicale acordate copilului, le-a inițiat în anul 2013 cu scopul de a schimba practicile de lucru cu copilul care se confruntă cu durerea. Aventurile Aliciului Papi vor continua, de asigurări Gabriela Papiu. Este în lucru cartea cu dentistul, cu Aliciul Papi, Nu-mi e frică de dentist. Anul trecut a apărut cu Aliciul Papi, Ghidul copilului în spital.